Mai întâi a fost evocată participarea aviatorului la momentul istoric din anul 1918 și au fost înmânate diplome de merit și plachete pentru promovarea identității, culturii naționale și tradițiilor locale. Apoi, în cimitirul central, la mormântul aviatorului Vasile Niculescu, a fost oficiată o slujbă de pomenire de către un sobor de preoți de la Mănăstirea Bogdana. Au fost susținute alocuțiuni și au fost depuse flori și coroane. Marea șansă că trăim noi, cei de astăzi, să-l omagiem pe acest mare om care nu că a fost dat uitării, nu a fost dat uitării. Aviatorii l-au prețuit, dumneavoastră de oține l-ați prețuit, noi asociația Cultul România îl avem ca exemplu și este înhumat aici. M-a bucurat atât de mult astăzi când acești tineri copii au înființat cercul culturelor aici la Rădăuț, la acea școală și au dat denumirea acestui mare erou. Vă mulțumim din inimă, rădăușeni, domnule primar și cei care au fost înaintași noastră, că fosta strada a stadionului poartă denumirea lui Vasile Niculescu. Vă mulțumim, vă iubim, cu mesajul amânarea să vă salut, Hristos a înviat, să-L pomenim, să-L respectăm permanent. Dumnezeu să ne ajute! Ce rămâne pentru noi, cei aici de față? Obligația să nu uităm pe toți eroii care au înfăptuit Marea Unire. Despre Vasile Niculescu, numele lui peste ani va rămâne ca fiind pilotul Marii Unire. Și așa trebuie să-L pomenim, să-L omagiem, să-L comemorăm, de fiecare dată când avem ocazia și sper, domnule primar, că în acest an, pe 23 noiembrie, ne vom întâlni din nou aici pentru a aniversa primul zbor, legătura aeriană dintre România și Transilvania, pentru că atunci, practic, s-a înfăptuit și visul primului aviator al armatei române, Aurel Blaicu, care și-a dorit să unească România cu Transilvania și pe calea aerului, vis pe care l-a înfăptuit eroul pilot pe care îl comemorăm astăzi. Vasile Niculescu, cum știți toți de aici din sală și ceilalți care ar trebui să știe și care de fapt a fost uitat de istorie, a fost un mare erou, capitan, pilot, care a dus acele acte cu scrisoarea primului ministru Ion Ciprătianu, prin cel de documente și sacul de manifeste și mesajul de pace la Consiliul Național Român Central. Un erou care trebuie să vorbim de el tot timpul și acești tineri care sunt în sală să vorbească mai departe colegilor lor, pentru că e un erou foarte important al țării. Am făptuit aceste acte puse pentru unire la Transilvania cu România. Cred că abia pe la vârste mai mărice, așa pe la 15 ani, am realizat noi cine era el. Pentru că era în primul rând o mare modestie și în al doilea rând nu vrea să povestească despre vremuri trecute pe care el le considera uitate. Și mă bucur foarte mult că astăzi face această comemorare și că sper că memoria lui va rămâne pe veci în sufletele românilor. În semn de recunoștință și omagiu față de eroul aviator Vasile Niculescu, escadrila 951 de la baza aeriană 95 Bacău, din subordinea statului major al forțelor aeriene, condusă de comandor Bogdan Colțănel, a survolat cimitirul, la fel ca și patru aparate ușoare de la Fly Club Bucovina-Suceava. În ședința din 26 aprilie, Consiliul Județean Suceava a acordat post-mortem lui Vasile Niculescu titlul de cetățean de onoare al județului Suceava. Curajos pilot care a pilotat un avion peste Carpați, de la Bacău la Blaj și a transportat documentele Marii Unii. Mare lucru și faptul că este sucedea de anul nostru și că se mormântat aici la noi, în județul Suceava, la Rădăuți, respectând procedurile și regulamentul pentru acordarea titlurilor de cetățean de onoare, propunerea pe care o face este să acordăm post-mortem aviatorului Vasile Niculescu acest titlu de cetățean de onoare a Suceavei, anul centenar.